protagonista de astăzi se regăsește în lista scriitorilor notori ai Basarabiei. În locuința acesteia putem descoperi o bibliotecă impunătoare din circa 9000 de cărți, adunate pe parcursul vieții în urma călătoriilor și escapadelor trăite, dar și a vizitelor făcute librăriilor și bibliotecilor din Chișinău. Susține că o geantă este goală dacă acolo nu se regăsește o poezie sau un vers. Nu crede în stereotipurile promovate de societate și a învățat în timp să trăiască în conformitate cu propriile viziuni. Despre rolul femeilor în literatură, secretul textelor care rezistă în timp, dar și drumul de la cititor la scriitor, aflăm în cadrul ediției de astăzi. Doamna Piorchin, bună ziua! Vă mulțumim pentru timp, receptivitate și vă invit să luăm loc pentru a avea o discuție frumoasă. Maria Pilkin, scriitoare, critic literar, lector universitar, decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria A, literatură, conferită președintele României, Klaus Iohannis. A obținut premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru cartea de eseu critică și istorie literară. Distinsă cu premiul Mircea Ciobanu pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România. A obținut premiul Academiei de Științe a Moldovei, categoria Tineri Cercetători. Doamna Pilkin, spuneați la un moment dat despre Kafka. Dacă n-ar fi existat limba germană, oare ar fi existat acesta? În acest sens, revenind la dialogul nostru, cine ar fi fost Maria Pilkin și ce ar fi simțit aceasta dacă n-ar fi existat limba română? Cred că exista o ființă care trăia un cotidian. Dacă e să ne referim la scriitoarea Maria Pilkin, cu siguranță limba română și-a adus un aport, să zic eu, de esență. Pentru că eu sunt un produs, mai discutasem cu dumneavoastră într-un alt interviu, un produs al unui amestec. Da, uitați-vă, chiar și numele meu este un nume rusesc, Pilkin, da? Deși de fapt sunt Rotaru. Am locuit o perioadă și în Ucraina, am făcut școală ucraineană, am făcut școală rusă, am făcut școală românească, da? Și acest amestec a produs poeta, scriitoarea, eseista, criticul literar, spuneți-mi cum mă vedeți, Maria Pilkin. Cu siguranță e o devenire diferită, de exemplu, de cea a unui scriitor de peste Prut. Nu am zis mai bună, nu am spus mai briantă, am spus diferită. Și diferența o face anume acest amestec care determină, care configurează, pentru că pentru mine limba română a fost întotdeauna fascinantă. Mi-a plăcut foarte mult să aud cum vorbesc peste Prut româna. Mi-a plăcut foarte mult să citesc autori români. Pentru mine, un copil de lângă Bălți, literatura română era o literatură europeană. Chiar citind Rebreanu, da, cu țăranii lui, eu cunoșteam o lume vestică. Eu venind totuși, fiind un produs al mentalităților din Est, și era o tentație, o fascinație a Vestului în acea întâlnire cu limba română, cu literatura română. Dar veți spune, bine, dar vorbeați acasă limba română, e adevărat, dar cărțile sunt produsul performant al unei culturi, al unei limbi. Spuneați la fel într-un interviu anterior că mama este cea care pune rădăcinile limbii materne și a limbii pe care o îndrăgim în timp. În cazul dumneavoastră, cum au fost acele începuturi? Cine a stat la bază? Da, pot să spun că mama, deși și tatăl meu este un foarte bun cititor, profesor de istorie, mama este asistentă medicală, dar s-a citit mult în casă, ei sunt doi cititori pasionați, lecturi diferite, desigur, diferite interese, dar mi-aduc aminte de undeva anul 87 în Ucraina, regiunea Odessa, mama mea s-a abonat la Literatura Șarta, o revistă foarte progresistă. Fiind acolo. Pe atunci, exact, și ea venea deja cu caractere latinești și mama ne învăța alfabetul limbii române după alfabetul limbii franceze, pentru că învățase franceza în școală. Și atât prima mea întâlnire cu limba română în acest format s-a produs acolo și vă vorbeam despre acea fascinație. Țin minte și prima mea întâlnire cu o carte, cu un tom gros.
La fel eram în Ucraina, mama citea Omul care râde de Victor Hugo, un volum foarte gros, și eu fiind clasa 1 la 7 ani, eram mirată că e o carte într-atât de groasă și nu are ilustrații. Era o chestiune de particularitate, de vârstă. Și mama ce vă spunea despre acele cărți care nu au ilustrații, dar te tentează să le răsfoiești? Mama era un foarte bun povestitor. În general, ea e un foarte bun povestitor. Chiar și istoria familiei ne-o povestea ca un mit, o poveste, da? Și eu cred că de acolo îmi vin foarte multe lucruri. Tatăl meu, de exemplu, scria poezie patriotică, de care eu, când am crescut, râdeam, îi spuneam că acum nu se mai scrie așa, dar acea atmosferă a existat în viața mea și eu cred că m-a format, pentru că noi aveam cărți în casă. Doi, mama mea este religioasă și o atitudine aproape sacră față de Biblia, la fel, a fost foarte importantă pentru mine, deja în sens cultural, civilizațional, pentru că este cartea cărților și de acolo îți vin la fel foarte multe lucruri importante pentru un scriitor, pentru un cultural. Povestea copilăriei. O amintire dulce. Optimismul este benefic dacă... dacă crezi în el. Ura este sinonim cu... moartea. Curajul vine în momentul când... când poți. Dacă n-aș fi parte a literaturii, aș fi... parte a literaturii. Femeia scriitoare reinventează... viața. Spuneți despre această asumare, cumva și relaxare, de a spune tatălui dumneavoastră așa cum este, că textele rămân a fi cumva nu tocmai în rând cu vremea de acum. Vine acest curaj de a spune lucrurilor pe nume și de a fi îndrăzneață, ca să zic așa, pentru că așa vă descoperim în interviurile pe care le vedem, din familie sau de unde s-a înrădăcinat această obișnuință? E felul meu de a fi. Probabil că vine din familie, de fapt e semen tatălui meu, da? Dar undeva cred că am preluat și de la maică-mea anumite modalități de a reacționa la o situație, la un text, la o mâncare, da? Este temperamentul, este, nu știu, să zic, un set de comportamente pe care le preluăm și genetic și socialmente din mediul în care creștem. Am avut norocul de o clasă foarte bună, cu o concurență sănătoasă, noi eram toți foarte buni. Să spui că nu-ți place un text, de multe ori înseamnă și acea polemică dintre părinți și copii, dintre generații. Da? Noi deja citeam alte cărți, noi gustam din alt tip de literatură, pentru că și ei când citesc poemele noastre fără rimă, unele cu înjurături, deși eu, de exemplu, nu înjur în textele mele, dar sunt poeme și texte foarte bune care înjură. Alte generații mai în vârstă decât noi pot să nu guste din această estetică sau bătaie cu esteticul. Putem spune în acest sens că înjurătura poate fi și benefică în literatură? Da, pentru că ea te scoate din acea reverie romantică. Reverie, contemplație, meditație, vis. Cu care noi am ajuns să luptăm, generația mea cel puțin, în literatură, acea, să zic eu, raportare florală, să zic, de un fel de dream din ăsta nostalgic, când totul este frumos și totul este parfumat și totul duce spre un secol de aur. Acea reverie nu mai stă în picioare astăzi, ne trezește un cotidian abraziv. În acest sens, spuneți că oamenii se nasc talentați și că talentul nu poate fi cultivat în timp. Cum ați descoperit și care a fost acel moment în care ați descoperit talentul dumneavoastră? Și cine a fost poate acel om care l-a pus în lumina reflectoarelor? În acest sens, cred că am avut și un noroc. Este vorba de profesoara mea de română, Svetlana Sârbu, care m-a cultivat. Bine că era și o relație de rubedenie între noi, dar nu cred că acestui fapt îi se datorează, pentru că am mai avut elevi rude, dar nu au ajuns scriitori. În cazul nostru s-a întâmplat și o, să zic eu, afinitate spirituală. Îmi plăcea tot ce face ea, venise tânără absolventă de la USM,
foarte citită și țin minte că era o criză de cărți și ea căpăta romanele din program și ne le oferea și noi citeam clasa foarte pasionați. Ea cumva m-a încurajat și pot să spun că dacă vreodată va conta ceea ce fac eu în critica literară, îi se datorează profesoarei mele Svetlana Sârbu, pentru că ea a cultivat în noi această polifonie a judecăților de valoare. Ea nu ne-a impus să învățăm pe de rost ce a spus Călinescu sau Lovinescu, deși întotdeauna îi evoca și îi dădea drept exemplu, dar niciodată nu ne-a interzis să avem o proprie părere după ce citeam o carte, și acesta este foarte important în creșterea unui gust literar. Totuși, cum descoperim talentul de dorința de a fi talentat? Da, să știți că e o întrebare aproape durută și cred că am încercat să o evit, dar nu scap. Talentul este, eu cred că, pe de o parte, ceea ce îți vine de la mama și tata. E un soi de predispoziție, pentru că vă spun că ai mei ambii scriau poezie. Așa cum era ea, mama și-a scris o piesă care era foarte de uz casnic, da, pentru noi. Mai păstrează acele carnețele, caiete? Cred că dacă căutăm, dăm de ele, dar această atmosferă ea developează în tine. Mă întrebați de profesoară, eu mi-amintesc de eseurile, compunerile mele școlare, în care eu aveam, nu că curajul, dar chiar tupeul, să pun câte un catren și să scriu în paranteze creație proprie, da? Și țin minte că m-au delegat și la o olimpiadă și la fel am făcut așa, și cineva din comisie ia și semna la profesoarei mele că aveți acolo o poetă care a scris așa. E un fel de te poziționa și de a te raporta la lume. Țin minte că într-o compunere din clasa a 4 am spus că voi fi poetă și am ajuns. Adică sunt consecventă, cel puțin la acest capitol sunt foarte coerentă, da? Am știut de mult ce voi fi. Cei care vor să fie talentați, dar nu sunt, mi se pare că greșesc pur și simplu în miză. Orice om are un talent și o chemare. Pur și simplu, uneori, suntem niște închipuiți, niște imaginați și în loc să valorificăm ceea ce avem, de exemplu, poți să fii un tâmplar extraordinar să te știi o țară întreagă. De acord. Iar noi ne propunem să fim scriitori sau politicieni. Sau... E foarte important să găsești acea nișă care te reprezintă și în care poți să fii un performer. Înseamnă asta că ar trebui să învățăm să renunțăm la timp și dacă dumneavoastră ați avut astfel de momente? Da, probabil că da, pentru că mai ales în ultimii 10 ani mi s-au întâmplat foarte multe proiecte valoroase, bănoase, în care puteam să insist, în care și din care la un moment dat pur și simplu mă retrăgeam, pentru că, unu, nu mă regăseam în totalitate, doi, nu eram vioara întâi, și atunci ziceam, tu te duci acolo unde ești bună. Și cu timpul, persoanele care mă invitau acolo au înțeles că fac drept, fac corect ceea ce fac, pentru că nu poți să le faci pe toate, devii cumva parțial, bucățit, fragmentar și nu performezi în niciun domeniu. Și oricât de multitasking ne-am anunțat, oricum suntem oameni și atunci un scriitor are nevoie și de singurătate, de lecturi, de meditație. Iar astăzi mi se pare că scriitorii tot mai mult își trăiesc posteritatea, așa de parcă ar scrie postume, da? Și nu își trăiesc actualitatea. Toți se proiectează într-o lume de parcă am fi mari clasici. Nu suntem mari clasici, de aceea trebuie să muncim foarte mult, să ne muncim textele. Citesc foarte multe cărți bune, cu foarte multe greșeli gramaticale, scăpări, fără corectură, fără lectură. Și atunci mă gândesc și la scriitor, și la redactor, și la edituri. De ce ni se întâmplă această grabă și această gălăgie, da, acest speed raliu, pe când ar trebui să ne oprim totuși să facem bine ceea ce facem? Găsiți o justificare a celor greșeli gramaticale în contextul în care subiectul este unul bun și v-a atras, sau nu există un argument pentru astfel de întâmplări?
Întotdeauna există. Pot fi mai multe cauze. Unu, ignoranța scriitorului. Sunt scriitori talentați care nu stau bine cu gramatica. Da? Pentru că nu toți, de exemplu, au făcut filologie și nu neapărat cei care au făcut filologie sunt foarte buni la aceste aspecte. Doi, o carte bună, scoasă la o editură bună, trebuie să aibă cel puțin un corector. Un lector, un redactor e chiar ideal să aibă. Și atunci cărțile scrise cu talent, dar cu, să zic eu, cu mai mult de 6 greșeli. Există o normă etică, deci cifra 6. Editorială. Până la 6 greșeli se iartă. Ci că cărți fără greșeli sunt doar în Coreea de Nord, că acolo se împușcă. Uh-huh. În democrații mai admitem, da? Greșeli tehnice, neatenții, factor uman. Dar când o carte e plină, doldora de greșeli, atunci mi se pare și o crimă față de limba română sau față de limba în care e scrisă cartea. Astfel cât de des reveniți la acele prime texte, poezii, semnate de dumneavoastră, cu paranteza creație proprie, și dacă vă ajută acest lucru și cum le priviți acum, la ani distanță? Mă amuză. Pentru că erau, cred că unele erau cu cățeluși și pisicuțe, foarte rimate. Aveam un caiet în minte în care îmi scriau și venea profesoara mea, venea mătușa mea profesoară la clasele primare de la Orhei și eu le citeam și ea mă lăuda foarte mult. Să știți că s-au întâmplat în viața mea oameni care poate prea m-au lăudat sau m-au încurajat și aceasta m-a făcut să merg înainte, să cred în mine. Deși întotdeauna știam că pot mai bine, întotdeauna mi-am dat peste mâini. Nu am fost niciodată o închipuită să cred că sunt genială sau în general când aud cuvântul genial, mă scutură astăzi, în epoca noastră nu se prea poartă acest vestment, dar încurajarea întotdeauna a venit și am avut nevoie și sunt foarte recunoscătoare oamenilor care mi-au zis tu poți, care m-au încurajat. Cartea Moștenire, esența unui popor. Cărțile au fost create pentru a povesti ce a fost ieri și ce va fi mâine. Scrisul de mână rămâne o necesitate. Dacă din geantă lipsește o carte, o căutăm. Credință în puterea, în puterea de vină. Închidem o carte doar după ce o citim. Dacă ar fi să facem comparații a textelor, creațiilor dumneavoastră pe care le semnați cu un tablou, cine astăzi ar fi acea ramă, acel chenar, acel cenzor? Cine e? În primul rând este Ivan Pilkin, da, pentru că coabităm, pentru că împărțim un spațiu vital, un spațiu existențial. Probabil că între noi există și o concurență sănătoasă, că și el este scriitor. Noi suntem scriitori diferiți, de estetici diferite, de stil diferit, ce este foarte bine, dar, nu știu, poate școala germană pe care a făcut-o, el e foarte pedant. Și atunci orice text pe care îl dau, el poate să vină cu o observație utilă și care mereu cumva poate să pună un accent și cred în ceea ce face el, dar să știți că și criticii, pentru mine e foarte important dosarul critic al cărților mele, care trebuie să recunosc, să mă și laud, am dosare critice foarte bune cam la toate cărțile mele, ceea ce mă încurajează, critici importanți din Republica Moldova, din România, da, și atunci aceasta e un semnal la semafor de verde că pot să merg înainte. Revenind la rolul dumneavoastră de critic literar, în acest sens, în opinia dumneavoastră, care ar fi acele lucruri care ajută un text să reziste în timp și cât la sută din cărțile pe care în prezent le descoperim, fie în biblioteci, mai mult probabil în librării, vor rezista în timp și vor rămâne acolo și peste ani? Este acea scară a lui Lotman, da, o scară semantică, care spune că dacă un text e multifuncțional în sens semantic, da, poate fi interesant în cadrul unei epoci, de exemplu, și totodată se poate salva de epoca lui și poate să ducă textul mai departe și poate fi înțeles, da, pentru că noi nu știm despre cine scrie autorul Madame Bovary. Poate acolo e o poveste concretă cu oameni concreți, dar
istoria este valabilă și noi ne regăsim în Emma Bovary și învățăm de acolo și chiar am inventat un termen civilizațional, bovarism, da? Care deja a ieșit din rama literarului. Deci atunci când un text știe să ducă mai departe tot ceea ce conține el în timp, în spațiu, da? Începe să fie tradus și e înțeles și de cei din Australia și de cei din, nu știu, Africa de Sud, iată, atunci un text e valabil geografic și atunci când trece peste veacuri, la fel este valabil. E ceea ce poate să-și dorească la maximum un autor. Cum vedeți noastră mai mult rolul domeniului literar? Este cel de a ne ajuta să ne refugiem sau cel de a reflecta realitatea pe care noi o negăm? Depinde de scriitor, depinde și de cititor. Un scriitor, de exemplu, vrea să creeze un refugiu, iar altul vrea să influențeze o realitate, să izbucnească spre realitate, să fie chiar gălăcios, da? Pentru a fi de impact. Depinde de cititor, pentru că cineva poate să caute pur și simplu un refugiu cu o carte pe plajă, în vacanță, iar cineva citește pentru că este felul lui de a fi, pentru că se poate rupe de o realitate abrazivă pentru a crea la rândul său o altă realitate și în acest sens eu cunosc lume de foarte bună calitate care nu sunt scriitori, care nu sunt, nu știu, bibliotecari, profesori de literatură, dar care citesc foarte mult pentru că le servește în ceea ce fac și asta ține și de, nu știu, oamenii politicului, oamenii afacerilor, da? Literatura este un exercițiu al alterității și atunci când citești este, să zic, o exersare permanentă a celuilalt. Prin literatură poți să trăiești mai multe vieți. Poți să experimentezi lucruri care niciodată nu ți se vor întâmpla în viață sau tu nu ți vei permite acest lucru. De exemplu, eu niciodată nu am fost drogată. Nu știu, e o laudă sau e un complex al meu. Dar am citit atâtea cărți cu oameni drogați încât am impresia că mie mi-a fost suficient. Nu știu, poate fi o iluzie a mea, o utopie a mea individuală, dar în cazul meu funcționează. Oportunitatea de a trăi mai multe stări prin experiența altora, fie și a unor personaje cumva inventate. Dumneavoastră, în rolul de cititor, ce căutați? În primul rând, atunci când intru într-o carte, îmi dau peste mâini să fiu, în primul rând, cititorul simplu, aproape naiv. Pentru că eu vreau să fiu sedusă, să fiu fascinată de text. De aceea îl rog pe cititorul profesionist să zăbăvească după ușă și să permită inițial aceste naivități să intre. Momentul în care sunt fascinată sau dezgustată, îl invit pe cititorul profesionist să vină și să consemneze ceea ce am constatat. Dar, în primul rând, vreau acea relație pură, curată cu textul, pentru că de fiecare dată vrei să fii uimit. În acest sens, care ar fi rolul literaturii în a pune un fundament pentru societate de valori, de idei, de gânduri? Fiindcă ziceați de valori, tot mai mult mă convinc că nu există estetic în afara eticului. Și această discuție în literatură e deja, pot să zic, veche, da? Pentru că unii critici, istorici, cercetători spun că e suficient esteticul și nu ne interesează biografia scriitorului, a fost el o bestie, ce viziuni politice a avut, dar ne convingem că nu funcționează. Pentru că un scriitor genial, da? Care, nu știu, iese și face declarații care nu merg mână-mână cu niște valori general umane, nu știu dacă mă interesează marele lui roman. Deci nu le putem separa? Eu cred că nu. Ați avut momente în care ați fost decepționată de un scriitor? Puteți să nu dați numele, dar care a fost? Vă pot să dau un nume, de exemplu, Vodolaskin, un foarte bun prozator rus contemporan, care astăzi face acele declarații pe care le face. Nu știu, este frică, poate ceva nu înțelegem, nu știm ce am face noi în acel mediu, dar măcar atunci ar fi bine să se tacă, da? Dar în momentul în care încerci să argumentezi niște crime,
reduce la zero acea fascinație pe care am trăit-o cu laurul lui, de exemplu. Poate fi tăcerea un argument, indiferent în ce circumstanță. Da, pentru că viața este valoarea supremă și atunci când există un risc pentru viață, tăcerea poate fi înțeleasă. Facem comparația între ora creațiilor literare cu tabloul. Dumneavoastră, unde l-ați cataloga? Unde ați cataloga creațiile dumneavoastră? Peisagistic, linear, abstract? Depinde și de carte, pentru că am cărți de eseuri, am cărți de critică literară, am cărți de poeme. Eu cred că hai să mergem la peisagistică și acolo să zic că critica și eseul meu literar ar putea fi încadrat acolo, pentru că mă interesează o panoramă de multe ori a literarului, da? Ce lăstari cresc, ce stejari mari deja avem, ce floricele pot să existe în această grădină, vorbesc și eu acum metaforic. Atunci când mă refer la poemele mele, mai degrabă pot să spun că e ceva figurat, figurativ, dar și cu elemente de abstract. Știu să combin acest joc, pentru că, iată, de exemplu, eu am un personaj în ultimul meu volum, Tu ești rusul cel bun, e Ceapaev. Da, toată lumea știe cine a fost Ceapaev, un personaj destul de complex, să nu zic controversat. El apare ca un personaj nocturn într-un poem, care vine nopțile la mine și care mi se plânge și pe care îl ascult eu, ca eu liric, da? Și atunci cineva ar putea să se întrebe, cine este acest Ceapaev? Pilkin cântă un comandant de armată roșie, nici pe departe, e acolo o combinație care și pe mine m-a fascinat atunci când am ajuns la ea, ține și de folclorul femeilor sovietice, în limbajul cărora, în limbajul lor argotic, armata roșie însemna o chestiune aproape fiziologică, naturalistă. Și femeile, în argoul lor ginic, când spuneau armata roșie, se refereau la câteva zile pe lună din viața lor femeiască. Și acest Ceapaev de multe ori apărea ca o metonimie pentru acele zile. Metonimie, figură de stil care constă în inversiunea voluntară a categoriilor logice ale întregului prin parte. Astăzi nu merg pentru că mi-a venit Ceapaev. Și atât de acolo vine acest poem, da? În care încape toată istoria noastră durută, în care încape pastișa. Eu încerc să râd de istoria noastră, pentru că dacă nu voi râde, va trebui să plâng. Frumos, surprinzător și cred că chiar și interesant și pentru cei de acasă. Doamna Pilkin, și pentru că suntem pe final de emisiune, care considerați că rămâne a fi cel mai important mesaj pe care ar trebui să reușească scriitorii să-l transmită generațiilor următoare? În primul rând, scriitorii trebuie să transmită ideea și atitudinea că literatura este o valoare, una dintre principalele valori ale unei culturi și ale unei societăți. Noi nu ne putem limita doar la comunicare, la promovare, reclamă, deși acestea sunt instrumente foarte utile, dar literatura este despre o performanță majoră a limbii și doar limbile care vor avea mari literaturi, literaturi de impact, vor supraviețui. De aceea literatura trebuie să existe și în școală și în societate. Doi, scriitorii trebuie să aibă o exigență majoră față de sine, față de propriile produse. Și aici pot să devin aproape rea să avem texte bine pieptănate, pe lângă faptul că sunt talentate. Și trei, eu cred că un scriitor bun, important, trebuie să fie o voce în cetate. El nu poate să stea în turnul lui de fildeș, pentru că cei care astăzi tac îmi spun multe lucruri despre caracter. Iar un scriitor nu este doar cartea lui. Este și caracterul lui, este și biografia lui, este și felul lui de a reacționa la o durere, o tragedie a poporului său, a lumii întregi. Și dacă autorul tace, atunci mă întreb ce fractură etică, valorică există acolo. Așa, învățăm să privim și dincolo de copertă, să vedem cine se ascunde acolo și să avem curaj să spunem ceea ce gândim și ce simțim. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru discuția frumoasă. Și eu vă mulțumesc.